șoc după șoc în gala de astăzi de la Mireasa, după cum vă spuneam, surprinzător nu doar topul săptămânii, ci și faptul că s-a votat astfel încât Cristi și Caled au fost votați de către fetele din casă, cu un număr egal de voturi, respectiv câte trei fiecare, dar Cristi aflându-se pe ultimul loc în clasament este cel care părăsește astăzi competiția Cumva previzibil, eu am provăzut acest lucru și cred că v-am și spus într-un videoclip anterior, pentru că situația lui era una foarte incertă, având în vedere și problemele lui de sănătate și faptul că nu și-a mai dorit să rămână în continuare în competiție, nevăzându-și scopul aici. Iar în ceea ce privește fetele, aici șocul este și mai mare pentru că în cursa de eliminare au ajuns Cristina și Iuliana, două fete aflate în cuplu, care iată s-au aflat pe ultimele două locuri în clasament, asta pentru că Eliza a fost salvată aflându-se în top pe locul al treilea, astfel că cele două intră în Cursa de eliminare, un șoc pentru toată lumea, ați văzut care a fost reacția lui Alexandru și a Cristinei, care nu se așteptau evident la acest lucru. De asemenea, surprinzător și pentru Liviu, faptul că Iuliana este în cursa de eliminare, este un lucru extrem de, de trist.